Bună dimineața tuturor! Mă bucur că ați răspuns invitației noastre. Practic, din această expoziție, demarăm oficial zilele municipiului Roman, ocazie cu care vreau să vă felicit pentru activitatea pe care ați desfășurat-o. Noi am creat acest grup tocmai în ideea de a ne cunoaște mai bine, de a socializa și de a ne promova valorile și municipiul nostru. De aceea vreau să vă mulțumesc că ați înțeles corect mesajul pe care noi l-am transmis, că v-ați implicat în promovarea Romanului, pe care dorim să o facem și noi. Și poate chiar dacă unii dintre dumneavoastră mă cunoșteam, mă bucur că ne revedem la astfel de evenimente și mă bucur în același timp să ne cunoaștem și în mod real cu ceilalți într-un mediul virtual. E, spuneam, de bunul jurilor municipiului Roman, pe lângă această competiție de vedere, care urmează să vă fie înmânate până la sfârșitul zilelor municipiului Roman. E în același timp și o expoziție de fotografie realizată de colega noastră, un număr de 50 de fotografii care vor fi în permanență aici în fondul primăriei și care vor putea fi admirate pentru toată perioada de desfășurare a zilelor municipiului Roman. La sfârșitul acestui eveniment vă vom menționa și câte o diplomă care să vină în recunoașterea meritelor dumneavoastră și a implicării dumneavoastră în promovarea în imagini a municipiului Roman. Și vreau să vă rog și mai departe să vă implicați în activitățile pe care noi le vom desfășura. Practic, acest grup îl dorim să îl creștem de la o perioadă la alta, de la un eveniment la altul. Și vă așteptăm, bineînțeles, și cu idei, cu propuneri, critici chiar, care nu fac altceva decât să ne ajute să ne îmbunătățim activitatea în relația pe care o avem cu cetățenii municipiului Roman. Dacă în cele ce urmează cineva dintre dumneavoastră care ați fost înscriși în această competiție, ați vrea să spuneți câteva cuvinte despre concurs, despre oraș, despre pasiunile dumneavoastră, vă invit alături de mine pentru a transmite câteva din gândurile dumneavoastră și ulterior să trecem, cum spuneam, și la numarea unor diplome care să vă confere dumneavoastră o recunoaștere a implicării în această competiție. Regula. Dacă nu sunt intervenții din partea dumneavoastră, voi trece la înmânarea diplomelor pentru cei dintre dumneavoastră. Avem o ordine alfabetică. Se acordă diplomă în cadrul competiției vedere din Roma domnului Adrian Lazar. Se acordă diplomă pentru participarea în concursul Vederi din Roman și promovarea municipiului Roman domnului Alex Popa. Diplomă pentru participarea în concursul Vederi din Roman și promovarea municipiului Roman se acordă și domnului Alexandru Dumitru. De asemenea, se acordă diplomă pentru participare în concursul Vederi din Roman doamnei Alina Donosă. Noi, cu siguranță, ne vom mai revedea și la celelalte evenimente pe care ne vom avea unele chiar împreună. Vom mulțumim și felicitări. De
De asemenea, se acordă diplomă domnului Andrei Lazar. Se acordă diplomă pentru participarea în concursul vederi din Roma doamnei Bianca Elena Cojoreanu. Se acordă diplomă pentru participare în concursul vederi din Roma domnului Bogdan Păun. Diplomă se acordă și domnului Bogdan Varniote. Cătălin Daniel Roman. Este urmează să le transmitem toate aceste diplome. Toma. Doamnei Cătălina Popescu. Avem un obiectiv comun și cred că asta tocmai am făcut astăzi. Mulțumim. De asemenea, se acordă diplomă pentru participarea în concursul vederi din Roma domnului Claudio Pianețola. Participare internațional. Concurs internațional. Se acordă diplomă pentru participarea în concursul vederi din Roma doamnei Cristina Arbagiu. De aproape, se acordă diplomă pentru participarea în concursul vederi din Roma domnului Dragoș Mândrilă. De asemenea, se acordă diplomă pentru participarea în concursul vederi din Roma domnului Eduard Augustin Sandu. Se acordă diplomă de participare în concursul de vederi din Roma doamnei Elena Luminița Radu. Diplomă pentru participarea în concursul de vederi din Roma doamnei Emma Brahas. Diplomă pentru participarea în concursul de vederi din Roma doamnei George Apetei. La școală. Mergem la școală. Se acordă diplomă pentru participarea în concursul vederi din Roma doamnei Lucia Pavel. Doamnei Madalina Oana Urnaru. De acordă, se asemenea, se acordă diplomă pentru participarea în concursul vederi din Roma domnului Paul Gume. Cu o mare pasionitate, am văzut că e de fotografie, doresc succes. De asemenea, se acordă diplomă pentru participarea în concursul vederi din Roma domnului Rareș Alexandru Trăiescu. Diplomă pentru participarea în concursul vederi din Roma domnului Sorin Sabin. De asemenea, se acordă diplomă pentru participarea în concursul vederi din Roma domnului Tiberiu Ilion. Se acordă diplomă pentru participarea în concursul vederi din Roma și promovarea municipiului Roma domnului Valentin Trifan. Se acordă diplomă pentru participarea în concursul vederi din Roma și promovarea municipiului Roma domnului Vlăduț Clapa. Cred că avem o grijă de tarina pentru domnul Toma, imediat rezolvăm și problema aceasta. Între timp aș ruga-o pe colega mea, doamna Tatiana Mihailovici, să ne spună câteva cuvinte despre expoziția ei. Hai să-i
camera pe YouTube. De-aia ești o surpriză. Am dorit ca antreprenorul să mi-a dus și o contribuție la promovarea imaginii romanului. E pasiunea mea și e o mare bucurie că pot să fac la serviciu ceea ce îmi place. Adică să-mi fim plăcutul cu mutilul. Vă mulțumesc și pentru sprijinul pe care mi l-ați acordat în organizarea expoziției. Deocamdată cuprinde doar 50 de lucrări, lucrări, e mult spus. Fotografii cu obiective din roman. Voi pregăti în 15 august o altă expoziție la o galerie de artă, unde vor fi expuse și mai multe lucrări cu portrete și cu imagini din spectacole care s-au desfășurat în municipiul nostru de-a lungul timpului. Vă mulțumesc! Da. Deci vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici. Vă asigurăm în continuare de toate bunele noastre intenții în promovarea municipiului nostru, atât în interiorul municipiului, dar cât și la nivel național. Acolo unde, în ultima perioadă, municipiul Roman a primit mai multe recunoașteri ale activității pe care o desfășurăm cu toții. Și sunt convins că, încetul cu încetul, fiecare dintre noi va trebui să ne dăm mâna pentru a lăsa câte ceva din activitatea noastră, câte ceva care să dăine cât mai mult timp la nivelul municipiului. Este foarte important să încercăm să promovăm lucrurile frumoase care se întâmplă, să corectăm anumite lucruri care poate nu sunt întotdeauna pe platul nostru. Îmi doresc o relație foarte deschisă și foarte transparentă cu toți locuitorii Romanului și, în același timp, așa cum vă spuneam, o implicare activă din partea tuturor, pentru că nu este suficient doar pe o parte implicare, ci trebuie să fie din partea tuturor, tocmai pentru a avea cât mai multe rezultate și să ne bucurăm de recunoaștere pe care îl primește municipiul Roman. Primesc foarte multe vizite sau sunt destul de persoane care transitează în municipiul Roman și care ne transmit de fiecare dată fericitarea atunci când văd ce municipiu frumos avem. Cred eu că ar trebui să avem și noi o doză de patriotism local mult mai mare, astfel încât să ne susținem inițiativele pe care le facem la nivelul municipiului și să ne promovăm și obiectivele pe care le avem. E exact ca acea familie care are un copil mic și care copil crește zi de zi alături de familie. Nu-ți dai seama în ani cât de mult a crescut. Însă când îți vine o rudă și spune, wow, ce mare s-a făcut copilul ăsta, practic atunci realizezi tu de fapt câte lucruri frumoase s-au întâmplat. De aceea noi vom sprijini și vă vom provoca mai multe astfel de competiții, tocmai pentru a scoate în evidență lucrurile frumoase care se întâmplă și împreună să ne dăm mâna pentru continuarea dezvoltării municipiului Roman. Din toate punctele de vedere, nu doar să spunem al infrastructurii, ci și al celorlalte aspecte care țin de un nivel de viață și niște condiții de viață cât mai frumoase la nivelul municipiului nostru. Eu vă mulțumesc încă o dată pentru prezență. Așa cum vă spuneam, în perioada imediat următoare urmează să vă îndunăm și sub formă de carte poștală fotografiile pe care dumneavoastră le-ați promovat. Și, așa cum vă spuneam, aștept mereu sugestii, inclusiv pe acest grup pe care îmi doresc să-l mărim cât mai mult, să existe o implicare din partea cât mai multor romașcani. Și să veniți cu propuneri pentru viitoare competiții sau organizări de evenimente. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență. Vă spun acum la început de zile Municipiului Roman, la mulți ani Roman, la mulți ani Romașcani.